Este ora 16, într-o zi de sâmbătă și gata turnările. S-a făcut în sfârșit liniște pe șantier, oamenii au fost trimiși acasă, au făcut ore suplimentare pentru că firma cu care am contractat și-a asumat că o să ne dea gata fundația la timp și s-au ținut de cuvânt. Și asta este mare lucru. Chiar și cu unele probleme legate de mici piese care nu au fost întotdeauna la locul lor, le-au reglat, le-au rezolvat și vom fi gata. Acum pot dormi mai liniștit, că poate să vină Costi și să verifice planetatea lui. Acolo este hopul adevărat, dar hai să vă arăt un pic rezultatul turnării de astăzi. Așadar, peste placa asta am mai avut niște armături și niște grinzi întoarse, am înțeles că le spune la piesele astea, peste care vor veni bucăți de CLT. Fiecare piesă ați văzut că a fost reglată cu nivela, cu laser. Fiecare element a fost nivelat de mână și s-au folosit aceste elemente din plastic care au dictat nivelul. O să vi le mai arăt, de se vede foarte bine aici. Din 50 în 50 de centimetri au verificat cu nivela cu laser și au bătut în cuie aceste piese care au dictat apoi nivelul la care s-a reglat la mână cu mistria. Peste ce vedeți aici, va mai veni un mic strat de egalizare și apoi piesele noastre din CLT ar trebui să se așeze perfect. Și nu suntem obsedați la milimetri, dar constructorul și-a asumat o abatere de maximum 2. Dintr-un motiv foarte simplu, pereții din CLT nu suportă de variații mai mari pentru că sunt atât de rigizi, atât de drepți tăiați din fabrică, încât dacă suprafața pe care îi punem nu este perfect plană, o să joace. Și atunci, dacă joacă, nu se așează corect. Dacă nu se așează corect, nu vom avea o casă care să stea dreaptă. Și am mai avut o problemă de genul ăsta la casa Buhnici și de acolo am învățat o lecție importantă. E extrem, extrem, extrem de important să ai un montator care știe ce face acolo și de aceea l-a apreciat atât de mult pe Costi, pentru că el va veni chiar și cu o zi înainte de sosirea CLT-ului pentru a verifica tocmai planitatea de care vă spun. Și nu insist de pomană. Dacă vrem să facem case prefabricate, este extrem de importantă partea de proiectare, dar mai ales suprafața pe care îi instalăm. Dacă ea este dreaptă, casa se va potrivi. Pentru că ce ai stabilit pe calculator și ai dat la calculatorul din fabrică să taie, așa va fi tăiat. Ce ai greșit, rămâne greșit și apoi rămâne de cărpit în șantier. Se mai întâmplă și asta, pentru asta există drujbe. Sper să nu avem nevoie aici. Dar dacă fundația este dreaptă și ce s-a proiectat și s-a verificat și la proiectantul nostru și la proiectantul de la fabrică a fost verificat și se potrivește, asta înseamnă că vom avea un montaj extrem de rapid. Cât de rapid? Asta este surpriza. Pregătește-te pentru un montaj cu viteză record. Dar despre asta mai povestim. O să o dau jos în curând. Deocamdată, mai bine vorbim noi despre asta altă dată. Vă salut de aici de la șantier, într-o zi de sâmbătă, ne revedem într-o luni dimineață să vedem impresiile specialiștilor despre cum ne-a ieșit, foarte probabil, ultima turnare de beton din această casă. Neața. Este, neața. Este luni și mâine montăm și am venit să vedem dacă a venit Costi, de fapt, să ne verifice dacă fundația este bună. Costi? Na 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 na. Na 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 na. Eu sincer aveam niște emoții de m-am uitat la grinzile astea în weekend, am fost pe aici. Arăta, nu eram deloc bucuros. No, e ok. E perfect. Adică ai zis că e perfect. Nu, am zis că e ca afară. E ca afară. Auzi?
Tu ai venit cu nivela ta? Da. N-ai încredere în nivela lor? Nu. Dar era perfect. Era ok. Deci, așa îi verifici. Da, da. Nu stai pe nivela lor. Uite, vezi că scrie Costi. Nu, no, uite că aici e undeva Costi. Uite, vezi, scrie Costi. Așadar, tot ce vedeți în spatele meu sunt ultimele pregătiri, se va curăța fundația și Costi urmează de mâine dimineață să facă show, aici o să apară o macara, acolo să fie camionul cu CLT care acum este pe drum de la fabrică. Sunt 5 ani și în 5 ani, după 5 ani am făcut aceeași chestie aproape din nou, mare bucurie pentru mine însă că toată nebunia de aici a ieșit pe un termen atât de scurt, chiar am fost la milimetru de a ne ieși. E un moment trist, dar n-avem de ales. Trebuie să toaletăm alunul care primise un loc în mijlocul casei. Am vrut să-l păstrăm. La umbra acestui alun mi-am petrecut multe veri împreună cu neanicul bunicul, dar nu încape. Una a fost în proiectare, o fi crescut el între timp, dar acum trebuie să tăiem exact cum vedeți, așa și pe acolo. Și problema cea mai mare este că trebuie să tăiem din alun când el are fructe în el, este în verde și pomii ăștia se taie doar primăvara de vreme sau toamna târziu. Dar o să vină tata poi mâine și o să ne verifice. Între timp o tăiem cu sabia niște crengi și am pregătit aici. Am venit cu joagără cu astea, dar se pare că băieții vor să o facă cu sabia. Și am pregătit și niște pastă de cupru ca să sigilăm turnul. Hai să vedem cum iese. Hai să nu-l tăiem noi, să vină bătrânul să-l taie. Păi da, e vine miercuri când era. Și ce dacă? Noi tăiem exact cât ai tu loc cu casa, da, atât. Da. Și pe urmă restul ia hotărârea cât vrea să taie de mic sau de mare. Nu? Păi hai să facem așa. Deci, ăsta frate, da? Cealaltă frate, să luăm. Costi, asta e problema în România, că avem specialiști la betoane, nu la lemn. Da? Avem un specialist la grădinărit. Ia, dacă-l putem. Da, grijă la alune. Ce rău îmi pare de creangă aia, dar n-am să facem. Avem specialiști la betoane. Specialiști la betoane foarte buni. La betoane, da. Cred că de aici se vede cel mai bine. Practic, perete și acolo pe spate o să fie fereastră și atunci ori îl legăm, dar o să ne îngreunăm lucru mai târziu. Și mai avem și problema asta a rădăcinilor, dar... Descărcăm și o să montăm în același timp. Da, da, o să pară doar așa, în 2-3 zile o să pară că a apărut o casă din nimic. Exact. Da. 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 Cam acesta este un scurt update așadar, problema cu alunul. O să revenim cu impresiile lui tata. Încă o dată, nu faceți așa ceva acasă. Nu toaletați pomii în timpul verii, dar asta e soluția la care ne-am ajuns. Tăieturile o să le sigilăm, vă spuneam, cu cupru pentru altoit. Și o să mai vină tata să-i mai facă câteva toaletări suplimentare, cât să trecem cu bine peste șantier și o să ne cerem iertare alunului, o să-i dăm un pic de pământ bun, poate niște azot, vedem noi cum facem, astfel încât să supraviețuiască șantierului și să ne bucure privirea și anul viitor.